Doamnelor și domnilor, numai la Cinefan, cu doi băieți absolut minunați. Hai să o luăm așa, treptat. Din clasa 1 am făcut vioară și violă. Violă când mi-a rămas vioara mică. Apoi am trecut la canto clasic. Eram o mică mare vedetă în Pitești. Mă chinuia talentul rău de tot. Pe final de liceu, când mama, cu propunerile ei absolut demențiale, a venit și a spus: uite, este Bravo Bravissimo, un concurs în care trebuie să cânți, să dansezi și să și joci. L-am cunoscut pe Geo Saizescu, da, regizorul, și am prins drag de partea asta cu actoria și după filmare m-a întrebat: tu vrei să te fac actriță de comedie? Și le-am spus alor mei: eu vreau să dau și la un ATC. Și mama a zis: aoleu, Doamne ferește, băi, noi am muncit atâta, am investit atâta, ca să ce? Marele meu vis, că tot vorbim de visul, este să joc într-un film musical. Are tata o vorbă: speranța moare ultima. Important e să visăm, să ne jucăm, să cântăm, să dansăm și să mergem la cinema musai. Mulțumesc, băieți! Salutare, Cinefan! Bun găsit la o nouă ediție de Cinefan Podcast. Ca de obicei, e vineri seară, altceva mai bun oricum n-aveți de făcut. Puteți să vă uitați timp de o oră și ceva, două, poate cine știe, depinde și de câte povești are invitatul de astăzi. Și ca de obicei, dacă am pomenit de invitatul de astăzi, îi las lui Emanuel onoarea să vă spună exact despre cine este vorba. Bună ziua, Emanuel! Salutare, Cristi! Salutare ascultătorilor, vizionatorilor, telespectatorilor, podcasterilor, cei care se uită la noi, cinefilor, cinefanilor. Îmi face o deosebită plăcere să o prezint pe invitata noastră de astăzi. Este actriță, cântăreață, deși are plămâni mici, aș putea spune. Asta veți vedea în visul. Asta bun venit, Georgiana Saizescu! Bine, bine venit. V-am găsit, mulțumesc de invitație! Mulțumim că ai acceptat. Și ne bucurăm că putem astăzi să purtăm o discuție cinefilă cu tine. Umană. Cu drag. Umană. Cât mai umană. Cu drag. Gluma cu plămânii mici era o referință la o secvență din visul, trebuie să spunem, filmul care, iată, intră din 12 decembrie în cinematografe și pe care cei care se uită la noi îl pot vedea. În spatele tău numai este la cinema. Afișul. Da. Cu toți oamenii ăștia. Toți oamenii ăștia frumoși. Se bifăm pe toți. Toți oamenii frumoși. Toți oamenii și oricum sunt mulți alți oameni frumoși care nu sunt în afiș, că n-au avut loc, că suntem mulți. O să facem și cu tine așa cum facem cu toată lumea, deși în cazul tău n-am găsit foarte multe informații de culise și din background și din copilărie și din așa, și bănuim că parcursul tău... Ai văzut ce secretoasă să da. Parcursul tău spre lumea asta cinemaului a fost un pic mai, cum să zic, mai lin. Da. În sensul că n-au fost părinți sensul... împotrivă. Da, n-au fost nu, de n-au fost împotrivă, dar hai să o luăm așa treptat. Eu am fost la liceul de muzică din Ulipati, în Pitești. Din clasa 1 am făcut vioară și violă. Violă când mi-a rămas vioara mică. Da, pentru că atunci ai mei n-aveau bani să-mi cumpere o vioară nouă și, sinceră să fiu, eu nici nu-mi doream să am o vioară nouă, dar cumva împinsă la spate de către părinți, am trecut la violă și, deși atunci eram tare supărată că în loc să ies să mă joc cu prietenii, da, să bat mingea în spatele blocului, eu stăteam să studiez, dar acum le mulțumesc din suflet. Pentru că mi-a dezvoltat foarte bine urechea muzicală. Bun, și am făcut vioară-violă, apoi am trecut la canto clasic. Deci n-ai mai violoncel și altă. Urma nu, mai nu, departe. Nu. Viola era în familie și de asta am preluat-o. Și pe urmă am făcut canto clasic. Și canto clasic, acolo a fost circ. Eu sunt mezzo-soprană și la Pitești nu existau partituri de mezzo-soprană și mi-aduceau de la București. Mă știau ca pe un cal prea. Sub mână. Exact, da, mi-aduceau pe sub mână partituri de la București. Și, da, eram o mică vedetă, mică mare vedetă în Pitești. Mă chinuia talentul rău de tot, de mică. Eu cântam în deschiderea tuturor spectacolelor și balurilor și ce să mai, eram peste tot, peste tot eram. Bine, Pitești și foarte mare, adică a, bine, greu, da, nici nu era greu, da. Da, frumos. Ideea e că ediția asta este cumva atipică, pentru că de obicei așa se întâmplă când avem oameni pe care îi stimăm și pe care îi considerăm prietenii noștri cinefani. Ce mă, nu-i stimăm pe toți? Îi stimăm pe toți, dar Georgiana este puțin mai mult, are pentru că da, are un background, ne cunoaștem de la începuturi, da? De la primul film și de la, cum să zic eu așa, intrarea ta în cinematografie.
Și bineînțeles că am uitat un lucru esențial pe care o să-l facem acum, dar asta e, știi cum e. Ce mai facem? Bine mai târziu decât niciodată. Exact. Ce facem? Ce facem? Stai că... Vreau să-ți urăm bun venit la Cinefan ce Podcast drăguț, după ce am început deja. Ce băieți drăguț, dar ce frumos, dar mulțumesc. Suntem foarte emoționați și noi, după cum se vede că am făcut varză și prezentarea și tot. Mulțumesc, dar și eu v-am adus ceva. Stați așa, pe, dacă tot am început și așa, de emoție. Tu ai făcut prezentarea varză de emoție, nu? Da, bineînțeles. Bun, hai să vedem. Sunt foarte emoționat. Aici, pentru domnul Cristi. Mulțumesc. Pentru domnul Eli. Am văzut că fac mulțumesc. Imitații. Așa, da. Trebuie să le și desfacem. Păi și dacă nu vă place, dacă ce facem? Nu are cum. Și aici trebuie să mă ajut tu cu un cutter. Da, 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 da. Asta okay. Este pentru tine. Okay. Și mie îmi place să fac cadouri. Și asta este pentru frățiorul tău care ne ajută și ne filmează și hai, ne face da, frumoși. Da. Hai să vedem. O să fac așa. Ceva tot da, de rupel. Asta. Deci asta o pun deoparte, este pentru fratele meu. Ei, așa o mică meu. Atenție. Așa, dar m-am gândit la voi. Da, calendar pe un calendar. Da. Foarte frumos, adică aveam nevoie de tot anul viitor tu o să te gândești la, la mine. La tine. La Marvel. Ești da. Un Marvel. Da, da, Marvel. Da, da, da. Se pune un aici. Marvel, da. Ia să vedem. Știu eu de la invitați că trebuie să arunc asta jos. Da, da, da. Să nu o punem. Și că mai avem de reparat ceva. Eu nu o să arunc buchetul, că este absolut superb. Live your dream. Așa, oh, cu trimitere la visul. No? Live your dream, dar avem un magnețel foarte drăguț. Eu am mai multe, știi? Trăiește și visul, trăiește clipa. Când eram puștoi că aveam asta cu trăiește clipa. Mulțumim. Și pe bună dreptate. După aia când cu filmul trăiește visul. Visul, clar. Acum suntem în perioada visul. Promovare. Exact. Da, este mai greu să uite să desfac asta. Ai văzut, știi cum e la tine? Cum primesc copii în păpuși și mașinuțe în cutii și da, să am o nouă cană, da, foarte simpatică. Aia până asta cu mulțumim, a trebuit să aruncăm apa. Mulțumesc. Da, și când pui fierbinte, se trezesc ochișorii. Ok, ochișorii se trezesc, dar cum se vede aici pe acest ambalaj, da? Foarte simpatic. Să doamnelor și domnilor, numai mult. La Cinefan. Doamnelor și domnilor, numai la Cinefan. Mulțumim. Cu doi băieți absolut minunați. Mulțumim. Doamne ești prima ajută. Care ne aduce cadouri. Da. Până acum, asta păi era treaba acum noastră. Se apropie și sărbătorile și oricum eu sunt... Și mai am aici ceva. Doamna cadou. Să... Acolo este... Nu-i spun. Un afiș. Ia da. Să vedem despre ce este vorba. O, este un afiș de la scurt circuit. Ai zis că nu-l ai, dar ok. Cu semnăturile întregii echipe. Da, exact. Și este și Cătălin, și Nicodim, și Maruca, și Emi. Foarte drăguț, nu știu dacă se Magda. Vede. Da? Hai să-l ținem așa. Ia uite-o pe Catone acolo, mare, în stânga. Acum mi-e rușine că ăsta e singurul pe care n-am mai apucat să-l văd. Dar am citit foarte mult despre. Îți trimitem mulțumim, este un cadou foarte frumos. Cred că e cea mai mare bucurie. Și eu vă mulțumesc pentru buchet, este absolut superb. Este foarte frumos. Superb. Mai ales pentru noi care colecționăm postere, eu cel puțin. Și eu să-mi pun florile în apă acum. Să bea și ele. Cred că putem să le punem în partea aia. Gata. Dacă vrei avem și cola și astea, da, poate preferă cola. Apa este minunată. Bun. Am trecut și pe... Unde am rămas? La biologi, violoncel... Și cum ai terminat cu, cu cântatul, primeai da. Partiturile de la București pe sumână. Exact, pentru pe sumână, mă cunoștea toată lumea, am vede dat licența, a venit comisia din București, m-au plăcut, notă maximă, frumos, totul bine. Și în timpul liceului, eu mergeam la tot felul de festivaluri de muzică, aici tot mâna mamei mele era, ea zicea, Georgi, uite, te-am înscris la Flori de Mai, te-am înscris nu știu unde, Aurelian Andreescu, și tot timpul mergeam în diverse festivaluri și am foarte multe premii, de-abia are mama de, mă rog, și tati, de-abia are au loc, de pe ce să șteargă praf. Da, de-abia au loc acolo de ele, dar mă rog, sunt bune și... M-au ajutat în dezvoltarea mea. Și îți place foarte mult din ce văd eu partea asta cu muzica. Adică ești mai atrasă de muzică decât de film chiar, nu, aș putea spune. Nu, sau... nu. E acolo. E acolo. Da, de asta marele meu vis, că tot vorbim de visul, este să joc într-un film musical. Sau piese de teatru, nu? Sau piese de teatru musical, bineînțeles, dar mai ales film. Uh-huh. Un film musical. Cum la noi mai greu, cu astfel de proiecte. Da, poate facem. Da, cine acum știe. Acum că s-a dat în univers. Da, s-a dat. Gata, am trimis. Gata. Am trimis de ceva știu că vreme. Lucrezi la o piesă de gen one man show, da? Sau one woman show, cu orchestră, vrei să fie ceva mai complex. Da, așa ar trebui să fie, dar o să mai dureze, e de durată.
Că uite, acum avem treabă cu promovarea filmului. Clar. Deci rămâne asta de vis. Da, rămâne la stadiu de vis, dar nu tragem, anul nu punem viitor. Punct. Nu punem punct, da. Îl pui în calendar acolo ca să se întâmple. Exact. Uite, să-l pun în calendar, să-mi spui când. Da. Să notezi. Să punem premiera deja ca să mă constrângeți să-l scot mai repede. Ai fost și la Eurovision, trebuie să zicem. 2019. 2019, ai trecut de semifinale. Da, aveam o piesă Tears. Foarte frumoasă, da, Tears în Sertar. O piesă făcută de un prieten pe plâns, da, ce să facem dacă... plângăcioasă. Deși, da, eu sunt plângăcioasă, dar nu prea par. Păi tu ai zis că preferai să bați mingea cu băieții în spatele locului. Da, sunt cu perdea. Dar apropo de Tears, era o piesă compusă de Valentin Munteanu, un prieten de-al nostru din Brașov, profesor doctor la conservatorul din Brașov. Uh-huh. Un tip foarte fain și care a compus piesa asta și mie mi-a plăcut mult de tot și a rămas în Sertar că îți dai seama ce radio să ți-o dea, cine să o ia și am zis, uite mă, ia să încercăm să trimitem și a fost luată, nu m-am gândit nicio secundă că o să merg eu să reprezint România cu piesa mea Tears, dar îmi plăcea foarte tare și vroiam să o aduc în fața oamenilor, să asculte cât mai mulți oameni, ceea ce am și reușit și ca experiență a fost colosal. Am mers acolo la Arad cu Cătălin, cu Maria și cu Matei, care m-au Maria și Matei, copiii mei, care m-au susținut și aveau așa o pancardă mare cu Georgi și a fost tare simpatic. Da, trebuie să spunem că numele tău de cântăreață e Georgi. Da, la Georgi cu Y. Mm-hmm. Da. Și se găsesc pe YouTube niște piese de ale tale, deci se pot oamenii. Da, doar că eu sunt tehnică și nici n-am avut pe cineva să mi le aducă pe toate într-un loc. Sunt peste tot, așa, împrăștiate, da. Dar sunt, da, am, și oricum am făcut și piese pentru coloanele sonore de la Păcală se întoarce și în scurt circuit am avut o piesă. În visul nu. Uite că visul ai ratat. N-a fost. Da, da, a avut în Păcală se întoarce, da. Cred că chiar... Nu, o piesă era și două chiar au fost piesa interpretate în care, de Cătălin. Da, era chiar piesa în care Anemona Denis și Ștefan, da, erau cu fetița mea în brațe cu Maria și era ceva de genul cu a fost odată ca niciodată, știi? Și ei se iubeau și erau ușa acolo și foarte frumos. Păi hai să povestim și treaba asta povestim. Pentru că ai adus vorba de Păcală se întoarce, practic tu ai participat la niște emisiuni Bravo Bravissimo. Așa, da, unde da. În juriu era Geo Saizescu. Da, asta era pe final de liceu, când mama cu propunerile ei absolut demențiale a venit și a spus: "Uite, este Bravo Bravissimo, un concurs în care trebuie să cânți, să dansezi și să și joci." Să cânt și să dansez eram la mine acasă, era perfect, dar asta cu actoria eram puțin arici. Și m-a ajutat pe ceilalți copii. Da, păi nu știam exact, adică ok, am văzut filme, am fost la piese de teatru, dar nu știam eu exact cu ce se mănâncă. Și aici m-a ajutat, a intrat pe fir Luminița Borta, actriță la Teatrul Davila în Pitești, o actriță și un om extraordinar. O salutăm pe această cale. Da, o pupăm și o și iubesc foarte mult și mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Și din punctul ăsta noi am început să lucrăm și am pregătea momente de un minut, că atâta trebuia să aibă momentul respectiv. Și am reușit și am câștigat 8 ediții. Da. Era emisiune concurs. Per total, da. Intrau 3 concurenți și practic unul... îi dădea afară pe ceilalți doi și mergea mai departe și în ediția următoare se întâlnea cu alți doi și ori îi dădea afară, ori era el dat practic afară. A rezistat 2 luni, nu? Că era săptămâna. Și da, s-a întins pe mai mult timp. Pentru că, păi da, Ariciu Amfrânt. Pentru că trebuie să vă povestesc. Deci, l-am cunoscut pe Geo la prima sau a doua ediție. Geo Saizescu, da, da, regizorul. Normal, da, că n-am specificat. La prima sau a doua ediție și-am prins drag de partea asta cu actoria și le-am spus alor mei, eu vreau să dau și la un ATC. Și mama a zis, aoleu, în niciun caz, îți dai seama că trebuia să faci pregătire, mai ales cu oameni din București, cel puțin, sau chiar din un ATC, n-aveam pe nimeni, nu cunoșteam. Și a zis, Doamne ferește, noi am muncit atâta, am investit atâta ca să ce... Și zic, da, eu vreau să dau. Și zice, uite,
facem așa, dai la conservator, la pedagogie, dacă intri, ne liniștim, că suntem asigurați, și încerci și la un ATC. Și Luminița m-a sfătuit să dau întâi la Hiperion, că era înainte examenul, și am intrat. Normal că mintea mea creață de adolescentă, mi-am făcut prieteni acolo la Hiperion și i-am spus, mama, că eu nu mai plec de la Hiperion, că eu rămân la Hiperion, că mi-e bine. Și i-a zis, stai așa. Stai puțin, că noi nu avem bani de taxă să te ținem în Hiperion. A fost vorba că o să dai la Hiperion și dacă intri, dai și la un ATC. Și m-am dus și la un ATC și am intrat, slavă Domnului, și a fost tare frumos. Și așa am rămas la un ATC. Dar asta a fost o paranteză, pentru că eu am plecat de la întâlnirea cu Geo Saizescu, care m-a plăcut foarte tare. M-am reîntâlnit cu el la Hiperion, unde am și intrat. Eu nu am anunțat că am intrat la un ATC. Am plecat pur și simplu, mi-am văzut de treabă. Și în penultima ediție, bravo, bravissimo, la care am participat, cine era în juriu? Geo Saizescu. Geo Saizescu. Când l-am văzut, zic, aolo, e clar, zic, gata, mă zboară, zic, până aici mi-a fost. Că îți dai seama, o trădătoare, că n-am anunțat, ok, ai plecat, ai plecat, dar trebuia să dai un telefon la secretariat sau cumva. Trebuie să spunem, domne, că el era decan acolo. El era decan, da. La asta... Cât de cât important. Era un personaj important. Da, era un personaj important. Nu să-l sun pe el să-i spun, uite, uitați, nu mai vin. Sunam la secretariat, dar n-am sunat. Asta e, toată lumea greșește. Bun, și am zis că, da, am zis că mă nimicește la penultima ediție a Bravo Bravissimo-ului. Și nu m-a nimicit. Am câștigat și ediția respectivă și după filmare m-a întrebat, măi tată, vino puțin să spun ceva. Și am zis, măi tată. Îți dai seama, zic, aolo, ce mi-o spune? Acum zice, tu vrei să te fac actriță de comedie? Și zic, păi, ce întrebare îmi puneți și dumneavoastră, normal că vreau. Carole, da, normal că vreau. Și am crezut, nu știu, am crezut că a fost așa o vorbă aruncată în vânt și am intrat în facultate, în un ATC, au trecut 2 ani de zile și când am intrat în anul 3 de facultate, mă sună Rodica Nițescu, Dumnezeu să o odihnească, regizorul secund al lui Geo. Și zice, uite, ai vrea să vii la domnul Saizescu să dai o probă? Normal că aș vrea să vin. Și zice, bun, o să te sunăm să te chemăm, să stabilim ziua când să vii. Ok, plec la Pitești, că eu în weekend tot timpul plecam în Pitești. Făceai drumuri, București, da. Pitești. Aveam acolo prieteni, aveam toată gașca mea și nu numai acolo aveam treabă. Da? Și ajung la Pitești, exact când ajung vineri seara la Pitești, sună telefonul că să vin la casting. Și i-am spus lui mama că eu nu vreau să mă duc, că eu de-abia am ajuns la Pitești. Unde să mă duc acum? Că de-abia nu se poate săptămâna viitoare. Tot cu mintea mea de adolescentă. Ca să vezi și tu cum câte greșeli putem să facem. Eu poate să aștepte alții, lasă că am lucruri mai importante. Da, îți dai seama. Adică nu ți-ai dat seama de importanță. Nu mi-am dat seama de importanță, mai ales că eu am dat la un ATC. Adică tu pentru ce ai dat la un ATC? De ce? Adică era clar că... Ăla-i drumul. Da. Și mai ales că nu fusese nici genul de te sunăm noi dacă e... Nu. Deci era cât se poate de... Da, era cât se poate de serioasă treaba. Și eu, îți dai seama. În fine, o mare greșeală am făcut. Și din această mare greșeală m-a scos mama mea, care, o spun acum, da, a mințit pentru mine și a sunat-o pe doamna Rodica și i-a spus că eu sunt bolnăvioară, că sunt răcită și că sunt la Pitești și că asta e. Acum spunem că nu mai avem nicio chestie. Și dacă pot să vin luni, adică luni când mă întorceam oricum la facultate. Doamna Rodica a zis, stați să-l întreb pe domnul Saizescu. Domnul Saizescu a zis că e ok, că e perfect, o așteptăm luni. Doamne, ajută, mulțumim! Ai putut sta weekendul liniștit acasă și ai ajuns să joci în... Și am ajuns la casting, a fost totul perfect, s-a purtat toată lumea minunat cu mine. Geo Saizescu, cum tot zicea, hai să faci cunoștință cu producătorul fiind Cătălin Saizescu, actorul meu soț. De-aia tată. Da, da. Primitiv. Da. Da, nu știu, era tare drag de mine, dar... Și mie mi-era tare drag de el. Era un om minunat și vorbea frumos și se purta frumos cu toată lumea și a ajutat. Doamne, câți oameni a ajutat. Cred că s-a văzut asta și în filmele lui. Da, 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 da. Cum vedea un om fain așa, care să-i placă și frumos și bun la suflet. Mă, tati, ce nu dai tu mă la actorie? Da. Așa că am ajuns la casting, tot a fost ok și tot insista să cunosc producătorul.
m-am dus să cunosc producătorul. Ajung, iese Cătălin să facem cunoștință. Geo zice, uite, ea este frumușica asta, este Georgiana Paraschivescu, numele meu de fată. Georgiana Paraschivescu, așa. Cătălin era foarte prins, era aglomerat că era producător și a zis... încântată, îmi pare bine. Și pe urmă a făcut semn cuiva și nu știu ce a zis. Și eu, îți dai seama, eu, George, m-am simțit jignit. Am zis, păi, dar cum? Adică chiar nu merit și eu, îmi pare bine, te uiți în ochii mei, ok? Și am plecat de la probă și am sunat-o pe mama. Să vezi ce aici. Am sunat-o pe mama și m-a întrebat ce ai făcut la probă. Și am zis, mă, a fost foarte ok, am fost bine primită, dar uite că l-am cunoscut pe băiatul lui Saizescu, care era super îngânfat și... Da, săracu avea treabă, nu era îngânfat. Ce da. Știai după vremea aia ce înseamnă să fii producător? Dai seama, 20, da. Eu aveam 20 de ani. Ai, serios, da. Acum. Minta bine, la 20 că, de ani, cred că ai scos întâlnirea aia cu vârf și îndesat în anii care au urmat. Da. Da, am avut grijă. Doi copii mai târziu. Sunt convins, convins. Da, da, da. Deci asta a fost întâlnirea cu Cătă. Deci nu a fost o întâlnire așa romantică. Nu prima a fost dată, chiar a fost... Ba chiar m-a enervat. Nu știu, adică mi s-a părut așa jignitor. În fine. Și a venit filmarea, m-a anunțat la facultate că am 7 zile de filmare. Voi vă dați seama să ai 7 zile de filmare în anul 3 de facultate? Adică este... Ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Și cu Geo Saizescu, care era și un cu Geo Saizescu, adică, care oricum, da, regele da, comediei, adică da, era... Da, da, da. În fine, și m-am dus la filmare, m-am reîntâlnit cu Cătălin și am stat de vorbă mai mult, ne-am cunoscut și mi-am dat seama că este foarte, foarte simpatic și că este un om minunat și că avem ce discuta. Doamne, cât avem de discutat. Și n-am terminat nici până ziua de azi. Și n-am terminat nici până ziua de azi. E bine, asta e ideal. Da, 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 da. El s-a sucit, a, nu știu, ne-am combinat. Am sunat-o evident pe mami, l-am sunat și pe tati, i-am sunat pe-i mei și le-am spus, mama, cred că m-am îndrăgostit de băiatul lui Geo ăsta. Aoleu! Bine suferitul ăla! Voi vă dați seama că ai mei îl știau pe Geo Saizescu, da, având o vârstă. Ai mei n-aveau de unde să știe că Geo cu Avi, soția lui, l-au făcut pe Cătă la Geo, având 40 da. De ani. Da. Și între soacra mea și socrul meu, 16 ani diferență erau, adică oricum. Și îți dai seama, ei n-aveau de unde să știe cât are mama lui Cătă. S-a gândit direct la vârsta lui Geo și a zis, aoleu, mamă. Ăsta o fi în surașul, avea și copii. Și te-a găsit pe... Jur! Și te-a găsit pe tine, actriță tânără și proastă, să-și bată joc de tine, înțelegi? Anul 3 de facultate. Foarte și eu atunci am spus, nu mama, nu, că trebuie să-l cunoști, că este... el este foarte special. Eu l-am înțeles greșit pe el, omul avea treabă, mama. Nu avea timp de o puștoaică. Adică ok, a făcut cunoștință, a fost drăguț și a văzut de treabă. Bun, nu știu ce așteptam eu să mă pună pe un piedestal, da, să zic, da, da, vai, da, Georgiana, tu, George, care... De unde bani de piedestal, că și așa pe vremea aia nu prea erau bani la da. Ok, da, și asta a fost cu ai mei. Și a avansat destul de repede, filmările la Păcal se terminaseră, dar a rămas o scenă, asta în care a și fost piesa de care povesteam mai devreme, o scenă cu Păcălița și cu Păcală, cu copilul lor, cu primul lor copil. Și surpriză, cine-i copilul? Și surpriză, copilul, pentru că s-a făcut pauză un an de zile în care noi am avut treabă, ne-am căsătorit. Pentru că noi așa n-aveam alte proiecte. Pentru că n-aveam alte, adică aveam facultatea și atât. Deci, practic, s-au încheiat filmările și a mai rămas o secvență la final. Da, nu? Care s-a amânat... Un an de zile, mm-hmm. Timp în care noi ne-am căsătorit, s-a născut fiimea, s-a născut Maria noastră și... Evident că aveau nevoie de un bebeluș, pe cine să ia, că nu-ți dă nimeni cine, copilul. Da, voi știți foarte bine, nu-ți dă nimeni acasă? Copilul la da, filmare. Clar. Și avea o lună fata mea. Și îți dai seama, a cerut-o bunicul, ce să-i zic, nu? Nu dau? Deci asta era prin 2006, 2005. În 2005 s-a născut Maria, deci 2005 și avea săraca o lună, bătea un vânt pe câmpul ăla, vai de capul meu. Deci a fost cu erai cu inima eu cu eram purice. Lăuză cu inima terminată. Eram distrusă. Hai să ne întoarcem un pic la mai 2005, că avem ceva. Da, ne întoarcem la mai 2005, da, bineînțeles că ne vedeți că eu sunt nevorbită acest... și trecem așa dintr-un ne întoarcem la mai 2005 pentru că este momentul când... Bine, noi ne-am cunoscut puțin mai devreme, cu Milionar de Weekend și mai departe, dar atunci am avut un eveniment, făcusem un an de emisiune de la radio. Practic, au trecut... A rămas cu întâlniri plăcute de atunci. 18 ani, ca să vezi.
Da, ne cunoaștem de 18 ani. Da. Și avem o surpriză pentru tine, nu știu dacă ți-aduce aminte. Doamne, ce surpriză avem. Iată pe Maria, acum 18 ani. Vai, ce drăguț! În această poză părem 4, dar suntem de fapt 5. Doamne, dar ce tineri suntem toți 4. Eu am 18 ani. Deci suntem noi doi, cu Cătă și cu tine, și Maria era undeva acolo, pe la jumătate. Maria era aici. De-aia te întrebam cam când. Ce drăguț. Păi da, eram aici, nu știu cât eram însărcinată, că acum nu mă mai pricep la... Păi dacă era mai 2005 când a fost petrecerea și ea s-a născut în 2005, înseamnă că nu... Ea s-a născut pe 5 august. Deci la câteva luni. Mai, iunie, iulie, august. Cu 4 luni înainte. Ce drăguț, mulțumesc. Nu știam dacă ai poza. Vezi ce înseamnă un moment din viață? Ea era prezentă totuși în poza asta. Da, mă, da. Și acum e prezentă și în lumea artistică. Da. Deci a luat-o și ea pe această bandă. Și ea, da. Deși nu am, noi am influențat-o fără să ne dăm seama pe drumul ăsta, dar nu i-am spus, clar, tu trebuie să faci lucrul ăsta, adică tu te duci... În ce am văzut, îi place ăsta. Și e și foarte talentată, pentru că am fost la o piesă de teatru și mi-a plăcut foarte mult. Ne bucurăm. Cea cu Romeo și Julieta. Da. Foarte Julieta frumos. Și Romeo. Julieta da, și Romeo, că e adaptare, da. Da, e adaptare. La Victor Iovart. Exact. La Victor Iovart, Radu Solcanu a făcut, Julieta Gioroiu și cu Radu au făcut piesa împreună. A fost prima piesă a lui Radu, de asta am zis întâi de el. Prima regie a lui și mă uitam la asta și sunt emoționat așa și mi-aduc aminte. Ziceai mai devreme de Păcală se întoarce, părinții tăi credeau că o să te măriți cu un moș, apropo de iubirea Elena, și că nu are și copil și... Nu pot să vă mint, că eu sunt destul de direct, așa, eu n-am... Îmi place să fiu sinceră. Foarte și atunci, bine. Da... Îți dai seama. Și era normal. Poate și eu să fi fost în locul lor. Gândeai și să știu ce vârstă are regizorul Geo Saizescu și eu m-aș fi gândit la fel. Îți dai seama. Ziceam de asta pentru că tu povestind mie mi-au trecut prin cap titlurile filmelor tale și poveștile din ele. Da, că da, practic da. În iubirea Elena se întâmplă treaba cu bătrânul, cu Adrian Păduraru care era mai în vârstă. Și faza cu e căsătorit și are și un copil, Viața mea sexuală, celălalt film în care e colega ta de... În Viața mea sexuală, ca o paranteză, tata, o să uit dacă nu vă povestesc asta. Păi, oricum am ajuns la el, putem să vorbim. Legat de Viața mea sexuală în regia lui Cornel George Popa, acum 18.000 de ani, nici nu mai știu în ce an s-a făcut. 29 aprilie 2010. Așa, 29 aprilie 2010. Premiera filmului, el s-a făcut mai înainte, 2009-2009. Ca de obicei, cu un an înainte. Bun. Tata m-a ajutat să completez ceva la un CV de-al meu și îmi trimite și nu mai știu ce scrisese el de nu știu ce festival, neimportant, 100.000 de festivaluri și zic bine mă tată și eu vorbesc cu el la telefon și spun bine mă tată, bine că ai scris și de Viața mea sexuală acolo și s-a blocat săracul pentru că el a uitat de filmul ăsta. Așa se chema filmul. Și s-a făcut liniște în telefon. Și pur mi-am dat seama, zic, oolo, doamne, el se gândește la... Cine știe ce. Da, zic, nu mă, tata, filmul. Da. Da, eu cu părinții mei avem o relație tare apropiată. Da, am povestit mai mult de mama pentru că ea era de obicei ariciul de care povestea mai devreme. Undeva trebuia să-i țiepi, da. Da, îți dai seama, ea era... Și în momentul în care a aflat că sunt însărcinată, a zis, aoleu. Păi nu terminăm facultatea, păi ce facem? Mamă, să nu renunțați, da, să nu renunțați. Când am zis că să ne căsătorim, nu vreți să mai așteptați puțin să termine și ea facultatea? Aveți și eu o treabă. Era mai precaut da, așa. Da. Și am zis, stai mama mai liniștită, că nu, cum să renunți la facultate? Doamne ferește. Ai jucat și în Viața mea sexuală și în Păcală se întoarce cu actorii cunoscuți, unii mai cunoscuți decât alții, aș putea să spun. Magda Catone am văzut că e foarte prezentă în toate filmele. Magda, cu Magda e o relație, e o relație specială. Noi ne-am întâlnit, da, e de sufletel. Ne-am întâlnit în Păcală se întoarce, ea era mama mea, Răspopita. Și eu eram răspopițica și am strigat Didona, tot timpul așa mă striga în film și ne amuzam teribil. Era foarte cântăreață, ca zic. Da, așa. Da, Magda e, are amprenta asta de operă peste tot și e foarte tare.
Și la filmări unde ne-am cunoscut și ne-am plăcut foarte tare și ne-am apropiat și îmi făcea codițe și mă mângâia și mă pupa și mă lua în brațe, i-am spus, uite, știi ce? Când o să mă mărit eu, nici nu încăpeam discuție nunta nu, noastră da. Pe atunci, adică eram în tatonări, așa, de relație cu Cătălin. Și zic, uite, când o să mă mărit eu, tu o să fii nașa mea, da? Da, mamă, cum să nu? O să fiu nașa ta și nu știu ce. Și când s-a terminat păcălăși, ne-au hotărât să ne căsătorim, i-a zis, auzi, știi că zisese că o să fii nașa mea? Ia uite, a venit momentul să fii nașa mea. Și zis, ce tare, super. O glumă transformată da. În realitate. Da, cum, da, 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 da. Cred da, că știu. A fost mai devreme decât se aștepta. Da. Magda e a doua mămică, așa e, își face datoria de nașă, sună copiile, dă sfat, e minunată, minunată. Și pentru copii, dar și pentru noi. Mergem mai departe. Mergem la mai un departe. Film despre care tu spuneai la vremea aia că sperai să fie temelia carierei tale. Vorbim despre Iubirea Elenă, că tot l-am pomenit mai devreme, din 2010, regizat de tata socru deja. Da, dar nu știi ce circ a fost și cu... Știu, pentru că tu nu ar fi trebuit să fii interpreta principală, tocmai din cauza chestii pe care o ziceai mai devreme, că gura lumii... Da, și gândește-te, chestia asta o gândea socră mea, adică chiar Geo Saizescu, da, știi? Da. Mai ales că juca și Cătălin și era frate tu în film. Da, dar bine... Da, noi lucrăm în familie. Da, se practică. Și se practică și în afară, nu numai la noi. Clar. Bun. S-a anunțat castingul pentru Iubirea Elenă. Evident că eram foarte multe actrițe tinere, frumoase și talentate. Dar până să ajung eu să dau castingul, a intervenit chestia asta. Măi, da, nu putem să o punem că e... O cheamă Saizescu și îți dai seama ce pot să zică lumea că și-a luat-o pe Noru sau pe nu știu ce. Da, dar lumea nu știe că eu m-am hotărât să dau la actorie înainte să mă mărit și înainte să devin Nora lui Geo Saizescu. Și a purtat câte o discuție cu el și a explicat mă tata. Dacă noi nu facem și dacă noi nu o, da. Îi dăm o șansă, cheamă-o la casting, să dea castingul poate și dacă bun, e bine, da. Ia rolul, dacă nu... Ia cine merită, adică niciodată nu s-a pus problema că mă, că o iau, că e... Care pile. Da, 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 o iau eu, că e bine. E... Niciodată nu s-a pus în discuție așa ceva. Și îți dai seama câte frustrări am înmagazinat și m-am dus la în sufletelul meu și m-am dus la casting și am dat tot ce am putut eu mai... Chiar m-am și plâns, era o scenă destul de grea, nu mai țin minte ce scenă era, dar era cu plâns. Am și plâns, deci a fost așa... Mai că... Mi-am luat aplauze după ce am dat proba. Spunea și... Cătălin atunci că aparține unui nume și o povară și că te-au ales pentru că semănai foarte bine cu personajul și pentru că avea și talent. Da. Adică culmea. Eleni Altamura era o pictoriță, nu? Da, hai să povestim un pic despre ce e vorba în film. Că a fost un film destul de greu. O pictoriță grecoaică, da. Tatăl meu, mi-aduc aminte, tatăl meu era Eusebiu Ștefănescu și apropo de greutatea rolului, pe parcursul filmului, el m-a ajutat foarte mult. E foarte important să ai un partener care să nu-ți pună bețe în roate și majoritatea oamenilor cu care am lucrat, într-adevăr, sunt minunați și îți dai seama, mai ales atunci când nu aveam experiență, adică aveam experiența de la Păcală se întoarce. Un rol micuț, dar tare simpatic și... Bine, și în Păcală se întoarce, erai cu o grămadă de nume meu. Mari. A, da, 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 categoric. Îți dai seama. Și cum? Cu Șerban Ionescu, cu Nicodim Ungureanu, cu... Îți dai seama cum era pentru mine o puștoaică să ajung pe platou acolo și să văd... O pleiadă de actori. Da, și dintr-o dată să-mi spună că, uite, bă, Eusebiu o să fie tatăl tău, Ileana Stana Ionescu, mama ta. Minunată. Adică, oricum era... Iarăși mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Mi-aduc aminte de acea premieră, s-a întâmplat la Scala din București, da, dacă da, 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 da. Și acolo am întâlnit-o, bine, după ceva vreme, pe Ileana Stana Ionescu. Da, da. Absolut minunată, am niște amintiri așa frumoase cu dânsa. Hai, e... cât este de drăguță. Și a fost, cred că, unul dintre ultimele roluri în film, da, cred că da, am da. Apărut după aia. Și te încurajează și, vai, foarte faină a fost atmosfera acolo între ei. Chiar dacă... Erau oameni cu greutate și eu la început de drum m-au susținut. A fost frumusețe filmul ăsta pentru mine. S-a filmat în Italia, în Grecia, în Cismigiu. Că tocmai ce povesteam. Da. Văzuse Grecia și Italia până atunci? Da, 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 da. Dar e fain să filmezi acolo și la un moment dat filmam la Pompei și nu aveam... eram ca indienii.
Când eram toți într-un microbuz, coboram, filmam, pac, ne urcam. Da, pentru că nu aveam aprobările, îți dai seama, autorizații, ce însemna să te duci. Costă-și să... foarte mult afară. Da, îți dai seama, plus că nu era ceva așa, adică foloseam și noi acolo puțin peisaj. Și în Napoli am filmat la un moment dat și venise un băiat ciudățel așa pe un, pe un motor și ne-a întrebat, voi ce faceți aici, mafia... S-a activat și a zis că este momentul să plecăm. A fost greu rolul ăsta pentru tine, erai foarte tânără, ai avut niște scene foarte emoționante, așa, cea în care îți dai foc la tablouri. Mai ales, da, e scena aia pe plajă când Pictorița își arde tablourile. Trebuie să spunem că Pictorița asta nu era o pictoriță de rând, e considerată cea mai mare pictoriță a Greciei. Da, adică... cea mai mare, prima femeie pictoriță din Elada. Dar frumoasă poveste, cum s-a ajuns la ea așa? Cum ați ajuns la această... Nu știu... După o carte, știu că a lucrat atunci cu un grec. Aha, ok. Mai știu cum îl chema. A fost o coproducție cumva. Da, a fost o coproducție cu Grecia și deși era coproducție, nu aveam peste tot acordul de filmare la Pompei, știi? Așa că făceam o paranteză cu Pompei și trebuia să îmbrăcate de epocă, cu desenam, știi? Și a intrat... Doar cătă cu mine, s-a pus obiectivul sus acolo la gard, că n-aveam voie să intrăm să filmăm și s-a pus obiectivul așa. Eu eram în lumea mea acolo, trebuia să filmăm în diverse locații cum eu desenez, știi? Am făcut și cursuri de asta de desen. Să întreb dacă ai desenat pe bune sau... Da, da, sau era undeva prin București, nu, chiar... Am și niște tablouri pe la Mamaie, pe acasă. Dar desenele de atunci le ai, de la film? Le-ai păstrat? Păi da, am din ele. Am făcut cursuri, ți-am spus. Bun, foarte și pălăriile, frumos, că aveau grămadă de pălării. Și pălăriile și fundele și așa. Era foarte frumos, eram îmbrăcată. Și, apropo de îmbrăcăminte, o să vă mai povestesc ceva haios. Dar să terminăm cu asta. Bun, și eu desenam acolo la Pompei, obiectivul sus, Marian Stanciu îl pusese pe poziții să mă surprindă pe mine desenând și Cătălin cu stația, când să se dea... Cătălin care făcea de toate, a făcut de toate la Iubirea Elenei. El era producător. Frate, și, da, și nu numai. Adică a făcut de toate. S-a făcut tot ce s-a putut. Așa e când faci în familie. Da, 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 așa e în familie. Am făcut și noi revoluție cum am putut. Și la un moment dat, când eu desenam acolo și Cătălin era pe după stângile alea pitit, vine un paznic și zice, ce faceți, aveți aici, nu știu ce, și a zis că lăsați-o, că e soția mea, e nebună, lăsați-o în pace, și ok. Și a plecat paznicul și ne-a lăsat. Te-au făcut și nebună. Da, 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 i-a făcut semn că lăsați. Păi îți dai seama, una îmbrăcată de epocă la Pompei în 2000, cât era. Era dubios, era clar că e ceva neregulă. Acum dacă îl vezi pe unul pe la romană îmbrăcat de epocă... E ok, că tot vorbeam de asta, filmul este despre prejudecăți și discriminare, pentru că l-ai avut de pătimit ca femeie, nu te primea la cursuri. Da, nu te primea la cursuri și totuși a reușit și fiind foarte talentată, a fost cooptată de profesorul ei, de care s-a și îndrăgostit până la urmă. Cu alte gânduri mă gândesc, da. Da, în fine, și ajunge într-adevăr să-și ardă opera și o scenă acolo în Grecia, pe plajă, cu o încărcătură aia, cred că a fost una dintre cele mai grele scene ale mele. Spuneai că mai e o poveste, dar nu mai știu. Apropo de asta de epocă, s-a terminat filmarea la Iubirea Elena și la un moment dat o fină de-a mea mă sună că face botezul celui de-al doilea copil și zice, vreau să facem cu haine de epocă. Atâta ne-a trebuit. Nu zici că la botezul ăla singuri îmbrăcați în haine de epocă am fost eu. Cătă și cu copiii mei și dacă te uiți la pozele alea, deci era ceva, eram ieșit din context. Era din nou nebuna care picta. Măi, deci da, exact, era nebuna de la Pompei care picta. Era o poză cu oameni ok, mai vintage așa îmbrăcați, dar noi eram ceva, ziceai că sunt niște fantome. Pentru că eu m-am îmbrăcat efectiv într-o rochiță de aia Elenei Altamura și Cătălin într-un costum de frate al Elenei Altamura și ne-am dus la botez. Deci tu erai în rol încă. Da. Eram în rol.
Săracă. Eram dubioasă, dar ne-am simțit foarte bine. Trecem puțin și pe la dublaje, pentru că ai făcut și dublaje, câteva animații, avem aici un lup printre oi. Am jucării, așa, un lup printre Coco, oi. Pocahontas 2. Pocahontas 2, jucării uitate cu Oreste, am făcut la un moment dat pe la Empire, foarte haios a fost. Și îți place treaba asta cu dublajul? Da. Chiar da, am făcut și câteva reclame pentru... La BGS. Așa, da. Aia la BGS cu Matei. A fost prima reclamă cu chiar Matei. Mă întrebam dacă e adus de acasă. Da, copilul da, din copilul reclamă. Din dotare. Tare, și Matei a apărut în filme? Matei, da. Primul film în care a apărut Matei a fost chiar Iubire Elena. În care ea are o află că e Elenia Altamura află că e înșelată și cumva este discuția în care pune punct relației și copiilor, aveau doi copii, se jucau în grădină. Și acolo copiii sunt Maria și Matei Saizescu. A, bun. Deci a mers până la capăt cu familia. Da, suntem cu familia. Familia. Și ajungem la un alt proiect, este vorba de Scurt Circuit. Pe care, da, cum spuneam, nu am apucat să-l văd. Nu ai apucat să-l vezi, trebuie să-l vezi. Trebuie să-l vezi. Pentru că e un film care doare, că doare și deranjează. A deranjat foarte multe persoane. Hai dar, să spunem întâi despre ce e vorba, ca este să despre, și de ce a deranjat. Da, este despre incendiul de la maternitatea Giulești și despre toți vinovații. Cum unii plătesc, fără vină, cum ziceam. Da, cum unii plătesc, cei mai mici plătesc, cei mai mari se eschivează, ca de obicei. Și, din păcate, se și e ciclică toată chestia asta, că s-a mai întâmplat. Da. E să spunem că a fost un incendiu la maternitatea Giulești, 16 august 2010, singura, da, cred, care a făcut pușcărie și care, cred că, în continuu... Nu știu dacă mai este. Florentina Cristea, una dintre asistente, care a primit 2 ani și 2 luni cu executare. Singura care a plătit. Singura, și cu electricianul, dar săracul a murit. Da. Dumnezeu să-l odihnească. În urma incendiului au murit 6 copii mici, nou născuți, care erau la secția la prematuri. La prematuri. Și 5 au fost răniți, parcă. Da. Și după asta s-a făcut un film. Și după asta s-a simțit nevoia de a face, Cătălina a simțit nevoia și pe bună dreptate de a face un film. Mai ales că erați părinți. Da. Da, îți dai seama că puteam să fim și noi acolo. Eu ambii copii i-am născut la Giulești, adică se putea întâmpla oricui. Și în momentul în care am făcut castingul, că acolo am participat eu, îi fac castingurile lui Cătă, dar eu nu mă pun în roluri. Acolo a venit Cătălin și a zis, eu vreau ca tu să faci asistenta. Cel mai greu. Da, și îți dai seama. Mă gândeam, Doamne, dacă o să pot să... Că aș minți să spun că nu m-am gândit. Mă, dacă cumva nu... Nu-mi iese. Da, dacă cumva nu pot să... Nu că nu pot să fac. Da, dacă cumva nu-mi iese sau nu știu. E povară mare. Și riscul de a fi penibil, ca să zic așa, da, e mare. Da, exact. Acolo. Da. Și, de aceea ai simțit nevoia să duci să faci practică, tot din dorința asta de a fi cât mai aproape de pentru realitate? Că eu nu știam nimic despre de a fi cât mai Mihaela lumea asta, în afară că am născut la Giulești și am văzut cum sunt oamenii acolo și i-am cunoscut în mare parte. Dar tocmai pentru că i-am cunoscut a fost un atu pentru mine și am intrat acolo în maternitate și am stat efectiv ca la job. M-am dus acolo. Adică nu doar ai observat, ai pus și mâna la treabă. Da, m-a lăsat, bine, chestii în minore, limita să dai simț, cu biberonul, da, să pape unui pui. Ce drăguț erau, îi știam pe toți cum îi cheamă și, Doamne, și mult timp le-am întrebat pe fete, ce mai face Dumitrescu, a ieșit? Da, a ieșit, nu știi, bine. N-ai cum asta să la nu... cât timp s-a întâmplat? La puțin, la câțiva ani, nu? Adică de când? Încă de când fusese incendiu. Da, la, nu mai știu exact la câți ani, dar oricum, 5-6 ani. Destul de proaspăt. Mai existau poveștile încă, nu? Da, păi cum, s-a făcut documentare, am mers, am vorbit și cu cei care au investigat cazul și cu singura cu care nu am vorbit a fost asistenta, într-adevăr, pentru că ea era închisă și ne-am pus puțin și în locul ei. Zici, mă, cum, tu ești închis pentru nenorocirea asta și vin unii că vor ei să facă un film. Dar cum a fost? Dar ce ați făcut? Da. Nu... Nici nu era momentul. N-ați vorbit? Nu era momentul. În schimb, am fost cu colegele ei și mi-au dat foarte multe insider-uri. Da. Și m-au ajutat foarte mult, mi-au explicat foarte multe lucruri. Am înțeles că, vezi, și eu în prima fază am judecat
ca părinte, direct zicea, a plecat aia, nenorocita, a fugit de acolo, au luat foc copiii. Păi, trebuie să ai un vinovat ca da, să... Da, dar știi... nu era numai ea, ea era singură, era singură pe tură, ceea ce este îngroitor acolo, că sunt atâtea mogâldețe și trebuie să acorzi atenție fiecăruia în parte. Și mai ai și tu, poate, nevoie de... Și mai ai și tu nevoile tale și, mă rog, așa a fost ghinionul, ca ea să plece în momentul ăla de acolo și să se desfășoare... Iadul, exact. Și pe urmă avea o singură cartelă de acolo. Că asta e. Ei, dacă aveau mai multe cartele, puteau oricine să intre și să, nu știu, să scoată copiii mai repede sau habar n-am. Dar când s-a tras linie, a picat pe ea și pe electrician. Măgăreața. Deci sau... mizeria este în sistem. Da. Și când a ieșit filmul atunci, erau foarte mulți care ziceau că nu, este îngrozitor, nu putem să vedem, este crunt, este... Da, doare, chiar doare și ți se face pielea de găină și nu trebuie să ai copii ca să te atingă. Dar chiar e adevărat, adică de ce să astupăm ceva ce, nu? Da, clar. Și iată că document. Lucrurile nu s-au și schimbat. Și se întâmplă pe urmă, da, la nu știu câți incendii, da, la nu știu câți ani aceeași chestie. Să nu mai vorbim de colectiv. Să nu mai vorbim de colectiv. Da, exact. Chiar așa. Înțeleg că ați trist. Fost... Dar ați filmul ăsta fost... trebuie văzut. Trebuie văzut și sunt foarte mulți care nu l-au văzut. Îmi pare rău că nu l-am văzut. Iată, mă număr prin... Am avut acum după nu știu câți ani, ne-a invitat un prieten la ANG, la sediul ANG, să facem o vizionare cu filmul ăsta și erau acolo atâția angajați care au zis: tu, noi n-am știut de filmul ăsta. Asta a intrat în cinema și a fost extrem de puțin și a fost pus numai la ore imposibile în care omul... Da, să nu deranjeze, exact, ce spuneam mai devreme. Și totuși a fost un film care a primit un premiu la Shanghai, un premiu important, la un festival important. Da, un festival de categoria A. Și chiar există filmarea pe net cu voi atunci, în sală, și când s-a anunțat. A fost tare emoționant. Ce bucurie era. Și Cătălin a primit premiul de la Mila Jovovici. Da. Toți prietenii ai primit premiul de la Mila. Ai fost la cum Mila, era Mila? Ai fost puțin așa, foarte geloasă? Nu. E un premiu. E un premiu, da. E un premiu. Mila Jovovici e un premiu. Nu, dar îți dai seama, a fost o onoare. Îl întrebăm mâine și pe Cătă, că o să vină și el la noi. Întrebați, chiar a fost... Și off the record îl întrebăm cum i s-a părut, da. Să băgăm... Să faci bățul în gard, așa cum se face ție. Povestea din scurt circuit, de fapt, nu pornește de la treaba asta cu... Nu pornește de la... O relație, a fost așa, iară, binată, o chestie românească. Binată, da. Relația dintre doi tineri, minori. Mamele vor să... Adică nu mamele, mama lui, directoarea... Ei sunt în același liceu, mama lui, directoarea, vrea să... Mușamalizeze toată chestiunea. Îi desparte pe cei doi. Micuța, Maruca, băiașul, și Emanuel Nicolae, băiatul. Maruca este trimisă undeva cât mai departe de băiat, să nu mai intre în contact cu el și prin intermediul nenorocirii astea cu incendiu, cu televiziunile care transmiteau și așa, vede el. Fata, ajunge la ea și cumva ei sunt prinși în amalgamul ăsta cu... Și tu ai fost și director de casting la acest proiect, fost, ca și la Visu. Da, director de casting. Magda ne povestise de Maruca și a venit la casting și a venit cu mama și era micuță și avea emoții și îți dai seama greutate, cum să joci tu? Na, vino acum la casting și joacă o fată care rămâne însărcinată și spui... Ce-ți mai mare și copilul. Da, și îți mai spui copilului că, adică, e vorba de experiență, îți dai seama, ce să-ți imaginezi că ce... Și a fost foarte greu și nu, prima probă n-a fost, n-a convins. Și nu era în cărți a doua oară și am insistat foarte mult la Cătă și la Ștefan, la regizorul secund al lui Cătă, la Ștefan Pătrașcu, și le-am spus: măi, dați-i o șansă, eu știu că ea poate să facă, am simțit. Iar lucrul ăsta l-am învățat de la Ogășanu, de la Virgil Ogășanu. Profesorul tău? Da, nu, n-a fost profesorul meu, eu am fost asistenta dânsului 6 ani, ceva de genul, și zice, practic am făcut a doua facultate lângă el. Și am început să mă prind cine, ce poate, cum poate, mai ales în cazul oamenilor la început de drum. Și Maruca, eram fer convinsă că... Albă ca zăpada, așa îi spuneam. Eram fer convinsă că ea o să fie Melania.
Și i-am rugat să-i mai dea o șansă și, într-adevăr, a doua oară, când se și obișnuise cu situația, probabil a citit și scenariu, a venit și fără mama, a fost altceva. Deci a fost minunată și a și rămas. Te mă întreb tot timpul, mă uit, mai ales în filmele de afară, pentru că în continuare eu cred că în filmele românești copiii nu sunt neapărat ceea ce trebuie. Nu știu, a cui e vina și nici nu vreau să intrăm în discuția asta. Ce se întâmplă cu copiii care joacă în roluri foarte traumatizante? Pentru că chiar dacă e un rol, e destul de greu să pui un copil într-o situație de genul ăla. Da, îți dai seama, trebuie să aibă o chemare, clar, ce să pregătire să-i faci că își pierde copilul, Doamne ferește. Că e foarte greu. Ceea ce am făcut noi, într-adevăr, adică eu, i-am luat pe Manu și pe Maruca și am stat o săptămână am stat la casa noastră de la țară, i-am ținut și ne-am jucat, am povestit, tocmai ca să se acomodeze ei unul cu altul și să le fie mai, deja când ți-e prieten, altfel vorbești. Și pe urmă s-au aruncat în situații și au fost foarte ok. T-ai pomenit de Ștefan Pătrașcu, cu care ai colaborat după aceea, fără prelungiri, o comedie simpatică, m-a sunat sportivă. Și a zis, Georgi, am un rol pentru tine, vreau să fii doamna primar. Aoleu! Doamna primar, îți dai seama, cu o perucă. Acolo cu peruca aia am avut eu o problemă cu peruca. De bine, ce? Și în Iubirea Elena aveai perucă, nu? Am avut, era o perucă mai de calitate. Creață, era altceva, altă culoare. Era o perucă creață, eu îmi doresc părul creț, nu l-am, e ok. Dar fără plângere aveam un castron în cap. Aveam un castron sincer în cap și m-a enervat, dar nu e vina lui Ștefan, nu e vina poate că de la producție de acolo, că nu atât a fost mâna mai largă, da, să luăm o perucă mai de Doamne ajută. Dar mi-a plăcea cum arăt, pe film arăta bine. Asta, adică era puțin, era un pic jumulit, adică doamna primar care avea ceas șmecher la mână și era îmbrăcată, făcea fel de țiplă, apare cu peruca. Da, în fine. Asta a fost chestia care pe mine personal m-a deranjat. Nu că m-a scos, că nu. Ei, pot să lucrez, am ajuns într-un punct în care să lucrez cu mine și să nu mă deranjeze că am sacou sărăcăcios sau... Nu e vina actorului, știi, și nici a regizorului, dar trebuie să ne limităm pe un anumit segment cu ce avem. Lucrăm cu ce avem. Știi, da, mai aducem și de acasă, că asta e. Da. Bine, a fost cel mai important rol al tău ca funcție. Primar, ca funcție, adică da. Ți-a plăcut să fii primar? Primăriță? Acolo mi-a plăcut, cum strigau toți acolo pe... mi-a plăcut, da. Bun, dacă ți-a plăcut, mai avem o surpriză pentru tine. A, da? Ia. Ce mi-ați mai luat, mă, băieți, mă? E șarfa. Poate să mai spele rușinea perucii, ca să zic așa. Ți-am luat o șarfă originală de primar. Unde, ce, gata. Și arată mai bine și decât aia. Stai, că nici nu mai știu să o... Gata. Uite, deci unde perfect. Vreți să intre emisiunea? Ce mai frumos decât aia. De ce ai intrat în rol deja, nu mai... Pe ce poți să intre... Discutăm după. Depinde unde este primar, la... O metropola TV. Am zis că e un rol important în cariera ta și mi s-a părut o chestie simpatică. Mai din prisma asta că te facem primăriță și la Cinefan. Atât, măi, dacă aș fi o primăriță, ce chestie aș face, ce proiecte faine. Am mai văzut și pe altele, dar că poate să dăm idei. Așa promit toți la început, știi? Și uite ce e prin voluntari, da. Bun. Vezi că te ceri cu Cristo, că el e fan. E fan voluntar? Nu, că nu ne-am. Ce voluntar, sau ce? Doamna așa. Primar, vă stă foarte bine. Da. Mulțumesc. Felicitări pentru rol. Fără prelungiri, chiar e un film foarte mișto, foarte haios. Apropo, că ziceam de voluntari, și acolo e vorba de un cămin l-aveți de bătrâni. Aici, stai că da, avem posterul. Jos acolo. Jos. Da. E vorba de un cămin de bătrâni unde se trag niște sfori. Răzvan Vasilescu, Cecilia Bârbora, Nicodim Ungureanu, Mihai Mălaimare, Magda Catone, iată cine s-ar fi așteptat. Vai, Anca Sigardău. Da, Anca cu Magda au făcut o scenă superbă. Mă rog, nu numai una, au mai multe scene bune, dar așa. Ceva amintiri de la filmul ăsta, Fanny, că practic acolo erau premizele. Eu n-am avut așa de mult de, ai fost primar, de filmat și eram primar. Într-adevăr, eu dădeam cu pixul. Să muncești, ce știu eu să fac? Să dau cu pixul? Am dat cu pixul. Măi, o să scot asta, că nu mă sortez. Băi, ține și cald. Și ține și cald, da. Dar mulțumesc, băieți. Plăcere. E chiar original, adică aici, nu este props.
Este minunat. O să mi-l pun acasă. Dacă mai dacă vei mai avea vreun rol de primar, îl poți folosi, da, cu încredere. Da, o să spun, nu, de la recuzite nu aduceți cam eu, e în regulă, vin cu el. Pregătită. Da. Cu Tachi am avut de filmat mai mult, la Tachi Florescu am avut de filmat și cu Cecilia. Și bineînțeles scena cu toată lumea, cu toți fotbaliștii, cu toți fotbaliștii de la azil. De la azil. Tare drăguți, tare drăguți. Bătrânei, da, săraci. Răzvan tare Vasile, simpatici, spune. Minunați, minunați, super actori. Nu, a fost simpatic filmul, chiar a fost simpatic, da, da, da. Și a avut reacții foarte bune. Da, lumea, da, și un, da, subiect, da, care nu, da, a mai, da, fost, da, explodat. Ștefan e la mai multe, la mai multe. Doamne ajută. Ștefan, da, Pătrașcu, regizor. Da, da, am zis. Da. Am zis mai devreme de el, da. Da. Păi da, pentru că a fost regizor secund la Scurt Circuit. Da, 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 da. Și acum regizor secund și la Visul. Ajungem și la Visul? Ajungem, trebuie să împlinim Visul. Trebuie să împlinim Visul, da. Nu cred că mai avem altceva despre... despre... Bine, ar mai fi un documentar de lumea lui Geo Saizescu. Da, în care am povestit a lui Dan... Unde v-a jucat rolul vostru. În care am jucat rolul vieții și în care era un cadru foarte frumos de final. Filmau în chioșcul de la țară, de la noi, de la Drăști. Și stătea Geo pe băncuță și a vrut Dan așa, a zis, hai să apară și Matei acolo, să fie așa și Cătă și toate generațiile. Mm. Și mi s-a părut tare emoționant cadrul ăla și altfel în el am povestit, da, exact, rolul vieții, am povestit cum ne-am cunoscut, cum... Un cadru de vis, practic, ca să ajungem la visul. Un cadru, da, de vis. Doamna, da, Carmen, cu plămânii, da, mici, te plângi, da, în timpul filmului. Da, hai să spunem și aici despre ce e vorba. O piesă de teatru care se pune în scenă într-un penitenciar, în, da, care chiar s-a filmat într-un penitenciar adevărat, adică, da, la Rahova, parcă. Da. În care personajul principal este Vlad Logigan, colegul și prietenul meu. Uh-huh. Scenariul Gabriel Gheorghe, te scenariul Gabriel Gheorghe, cel, da, care Gabi face groapa acum, apropo. Și, da, cel care, da, face groapa. Da. Gabi, la fel, este un actor și un scenarist și un prieten, e absolut minunat. Iară o întâlnire cu Magda Catone, nu-i așa? Magda este prezentă. E și bună, e și foarte bună, da, 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 și... da. Gloria Găitan, Adin Arca, Gloria, da, Gloria care ne-a fost Spaciu. Recomandată de Marius Manole. A venit Marius la un moment dat la noi și spuneam, povesteam cu Cătă, mă, avem nevoie așa de o tipă înaltă, așa mișto, cu personalitate, cu... dură. Da, 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 și zice, voi o știți pe Gloria Găitan? Normal, Găitan, da, dar nu știam pe Gloria, da. Și zic, nu știm. Zice, hai să vă dau telefonul ei să vă întâlniți. Deci de la Marius Manole am... El e de vină. Ai prins ideea. Da, a apărut în ecuație Gloria și ne-a și plăcut foarte mult. Și e și foarte bună. E foarte bună, foarte, da, bună, da. Mi-a plăcut, m-a distrat că am văzut, ții minte că am făcut noi o poză cu un premiu Gopo anul ăsta, da, care era al Corinei Grămoșteanu, da, ea a fost, da, scenografa, da, 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 ea, Corina a fost, debut. Pe Corina tot eu am adus-o în ecuație, vroiam de mult să colaboreze cu Cătă, numai că nu s-a nimerit, ca să zic așa, fiecare avea, era prins în alte părți și iată că uite, acum am... reușit să-i întâlnesc. Și a fost e foarte bună, e debut în scenografia bună, de film, în pentru că e cunoscută film. Pentru teatru. Multă, da, și multă operă. Și da, mai e și sora. Și mai e și sora una dintre, că sunt mai multe. Da, exact, ele sunt mai multe. Dar toate talentate. Sunt talentate. Da, uite, vezi, acropat unde. Și acolo în familie s-a extins microbul ăsta al talentului. Da, 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 da. Păi când te ia... Și a făcut o treabă foarte bună cu Visul. Trebuie să spunem că inclusiv secvența de final, da... Nu dăm spoilere, nu dar dăm. Se întâmplă ceva acolo se care ceva frumos, nu s-a mai, da, întâmplat în niciun film din România, din ce știu, da, eu. Da, 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 da. Păi, în general, filmul Visul nu s-a mai întâmplat în niciun mai film. Dar revenind la poveste, că noi începusem, vezi, cum trecem dintr-una într-alta, povesteam de Vlad Logigan, de fapt, în jurul lui se învârte povestea. Toată povestea. El este într-o relație cu mine, din adolescență, cu Carmen, care are plămânii mici, pentru că ea nu fumează și, da, fumează ca un turc. Aici e de fapt problema. Aici, mici, da. Și mă deranjează foarte tare că... mă deranjează fumul de țigară. Carmen, te rog frumos, ieși afară, lasă-o pe Georgiana. Scena aia din mașină, nu vreau să dau spoilere, dar mi-a plăcut mult, e tipic. Da, feminin. Trecerea ei. Carmen e o femeie puternică, ușor colerică. Dar are dreptate. Asta ca să fim drăguți, da. Suntem foarte drăguți. Ne iubim personajul, ne-l apărăm. Dar are și ea dreptate. Toate femeile vor un bărbat puternic, da?
Alex, din punctul de vedere al lui Carmen, nu este un bărbat puternic. Parcă aud dialogurile din viața mea sexuală, că și acolo tot așa spunea problema. Asta e tema. Asta, asta este, e realitatea, da, și e realitatea. Și toate vrem un bărbat, un sprijin, da? Un stâlp lângă noi, pe care să ne bazăm, care să ne încurajeze, care să evolueze. Ori personajul nostru se pierde în jocuri, în... Are suflet de artist. Da. Se plafonează din punctul de vedere al lui Carmen. Da, și asta este cu Vlad. El este angajat, Vlad, Alex în film, Alex. Este angajat într-un teatru de provincie și directoarea Magda Catone îl însărcinează să meargă să pună o piesă la penitenciarul Rahova, s-a filmat. Uh-huh. Unde să facă o trupă de actori, mari actori. Foarte mari. Foarte mari actori, în realitate. Silviu Mircescu. Da. Măi, dar sunt foarte talentați toți. Și Ștefan, uite, pe Ștefan tot eu l-am adus în ecuație. Ștefan Lupu, foarte Ștefan foarte Lupu bun, a făcut un rol, noi îi spunem revelația filmului. Este, lui este. Ștefan, e adorabil. Și Serghei Mizil, care și el e foarte și simpatic. Serghei, da, Serghei, care la fel, da, deci... Vorbeam la un moment dat, băi, n-avea cine să-ți facă, mă, rolul da, ăsta. Da. Suntem mulți actori, suntem talentați, dar atât de autentic nu se putea. Și mulți sunt foarte autentici, mi-au plăcut foarte multe roluri, așa. Da, 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 da. Și ce mi-a plăcut, că au, fiecare actor are timpul lui în film, adică nu sigur, este sigur, nimic da, grăbit, da, 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 ai timp să stai cu acel personaj, să-l înțelegi da. Și să chiar îl iubești, pentru da, că sunt niște personaje iubibile. Da, tu zici, mă, să prinzi totuși drag, da, să prinzi totuși da. Drag de niște deținuți. Până deținuți. La urmă, da, da. Niște caractere treabă. Foarte puternice. Da, da, și da, da, fiecare, da. Și caractere da. Foarte distincte, fiecare are exact particularitățile lui, foarte da. Bine exploatate. Și fiecare cu visul lui, care se întâlnește într-un anumit punct. Da, 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 nu are în visul unei nopți de vară. De vară, da. Da. L-am confundat cu Mircescu, care jucase în ăla cu iarna. Am jucat și eu în ăla cu și iarna, da? Da? Am fost Elvira. La TV. La TV. Așa. Am fost Elvira. Am descoperit că ai jucat și în teatru TV. Cu da, exact, cu Daniela Nane. Și cu Diana, stai, cum o cheamă? Nu mai știu că la asta Vlad Zamfirescu. Vlad Zamfirescu, da. Revenim, și revenim la visul. trebuie să spunem în continuare, din 12 decembrie filmul este în cinematografe. În cinematografe, da. Mergeți să-l vedeți că nu o să vă pară rău. Tu n-ai fost la Rahova, nu? Ba da, ce vorbești? Cum tu? Să nu fiu eu la Rahova? Cine? Lipsea mare? Era directorul de casting. Nu mai știu dacă în film eu rolul n-am tău avut, te nu, ducea eu, acolo. Eu, nu am avut, eu nu am avut de filmat la Rahova. Asta dar zic. Eu nu puteam lipsi pentru că tu, eu la Carmen, filmul atunci. Ăsta am făcut de toate. Eu am făcut și am ajutat și la machiaj, am ajutat și la costume. Am ajutat până... Uite, când îi pregătea Corina în mare, așa, un costum lui Serghei, la un moment dat l-am pus pe mine că avea nevoie să... Eram acolo. Da, da, da. Normal că nu era mărimea mea, dar trebuia să prindă nu știu ce chestii și avea nevoie de un manechin. Și n-avea manechin. Și am zis, ia uite-mă. Ai fost și manechin la da, am fost și visul. Am fost și manechin la visul. Practic, făcut... la filmul ăsta, tu ai și... fost Cătălin Saizescu și Cătălin Saizescu a fost Geo Saizescu. Ați crescut în rang fiecare cu câte un plusul. Că am făcut de... Da, dar uite, în filmul ăsta Cătă nu apare. În schimb, apare Ina Margareta Nistor da, în propriul rol. O onoare pentru noi să o avem pe... Cum de... Margareta Nistor. V-ați gândit la... Aici Cătălin s-a gândit să chemăm chiar critica, da. Să ne punem bine cu ea. Da, corect. Așa se face. Și mai aveți un cameo pe o persoană pe care o cunoaștem. Pe Ania, Ania Cazan, Ania fata... Da, Herman, fata Luminiței Borda, exact. Da. Care face o echipă minunată cu Irina. Ele sunt și o replică foarte simpatică la un moment dat în care Irina ia contact cu ce se întâmplă în sală acolo la spectacolul din, cu penitenciarul și zice atenție la genți, îi spune Anie, știi, și e foarte simpatic, așa că vezi acolo tot soiul de personaje și ea foarte prețioasă. Atenție la genți. Foarte hai. Sunt câteva replici. Și George Ivașcu, care și George, are da, o care reacție este foarte minunat. Simpatică George, da, care mi-a în timpul prof. Spectacolului. Da. Da, foarte. Și bineînțeles copiii familiei Saizescu. Și copiii familiei Saizescu, dar stai să vezi cum a fost cu Matei. Măi, noi suntem nelipsiți. Da, dacă nu facem noi și nu ne ajutăm noi, cine? Corect. Cine să ne ajute? Că tocmai spunem că și în afară se întâmplă, da? Și oricum facem o super echipă. Afară nu știe nimeni. Dar nu știe nimeni, da. Uite, noi... În fine, și copiii, povesteam de ei. Maria a intrat prima în visul.
în ideea în care a lucrat cu Ștefan Lupu cu niște studenți de la un ATC. Pe partea de balet. Pe partea de balet, ei erau trupa de dans a teatrului în care repeta Alex, personajul nostru principal. În care nu repeta, mă rog. Dar în care trupa teatrului la, în care unde ar fi trebuit el să ar fi trebuit el să presteze, da. Și Matei, care a venit la filmare pur și simplu, că era și el curios să vadă cum e la Rahova, că n-ai cum să ajungi acolo, doar dacă Doamne ferește faci ceva. I-am dus. Nu ai cum să ajungi acolo, doar printr-un proiect. Clar. Și noi am fost primul film românesc filmat acolo. Filmat la Rahova, da, la penitenciarul de maximă siguranță. Cum să lipsesc eu de acolo, mă băieți? Îți dai seama, deci eu m-am dus, eu oricum, v-am spus, făceam de toate. Deci eram parte din echipă acolo, nu m-am dus să stau, să văd ea, să vedem ce e pe aici, să analizăm, să vedem ce se întâmplă. Ca un producător al filmului cumva, da. M-am dus acolo în echipă, da, echipa de producție, fac și de toate. Și... și Matei a venit și el acolo să vadă ce și cum. Și s-au hotărât ei să filmeze o scenă în care trebuia să apară soția lui Mircescu, al lui Flaut în film, care este Gabi Valentir și ea o actriță foarte talentată și un om minunat, alături de un copil de 6 ani. Ei s-au hotărât să filmeze scena din nu știu ce zi, astăzi, înțelegi? Și a zis, gata, facem asta să sunăm copilul. Eu am sunat mama copilului, dar nu se putea așa, din scurt. Mircescu n-a putut să-l aducă pe al lui, că e prea mic. Mircescu nu putea să-l aducă pe al lui, că era prea mic și atunci am zis, bun, ce facem, o împingem în altă zi. Deci nu ne gândeam la Matei, că avea copilul 6 ani în scenariu. Și am zis, a zis Matei, tata, dar de ce nu pot să fac eu copilul? A venit direct, așa, și a zis. Drag obraz. Cu tupeu. Băia deștept. Rezolv, da. Cine are tupeu deschide uși. Uite, vezi? Da. Eu nu l-am. Așa trebuie și la casting, da. Da, eu nu l-am. Deci nu. Deci eu sunt... așa nu. Bun. Matei s-a băgat în seamă și auto-introdus a zis... Da, s-a auto-introdus în chestiune și a zis eu, pot să fac eu și... dar e un copil de 6 ani. Și pe urmă a stat el și s-a gândit, ne-am gândit acolo toți, că ar fi mai bine și că se dramatizează un pic întâlnirea, având un copil mai mare, altfel te judecă, știi? Și a intrat Matei pe fir cu Gabi și cu Silviu. Și au făcut o scenă de corazon. Da. Nu dăm din casă. Nu dăm, pentru că lumea trebuie să rugă la cinema. Din casa lor, din familia lor, nu putem să vorbim despre familia lor. N-am avut legătură cu copilul. Dar să știi că hotărât așa a adus rolul impecabil. Nu, știu că el te ajută și când ai roluri de învățat, îți dă replicile și așa. Adică e posibil să o ia și acum avem, că avem o probă de dat și are treabă. Diseară, nu știi. E bine, foarte bine. Diseară, vede. Da, e foarte simpatic. Și el e la școala de actorie a Julietei Gioroiu. Deci e clar. Și nu știu dacă el va merge pe... Poate nu o să-i placă. Îi place foarte mult deocamdată, dar el e de-abia noua, se poate suci. Îi plac filmele oricum. Îi plac foarte mult, îi place lumea asta cu totul. Poate va vrea să facă regie sau poate scenografie sau poate, nu știu, i-am zis, uite, încearcă. Cu Maria a fost, într-adevăr, eu îi spuneam, spune-ne ce vrei să faci. Ca să știm spre ce să plusăm, cu meditații, cu... Doar atâta, vreau să-mi spui ce vrei să faci. Și a zis, mai lasă-mă o lună, mi-a spus la un moment dat, exact înainte de premiera de la Romeo și Julieta. Vroia să vadă, de fapt, cum e pe scenă, dacă poate să facă față emoțiilor. Și a zis, uite, o să am premiera și spun, sincer, ce vreau să fac, dacă mă duc pe asta sau pe altceva. E un început bun, da. Nu se știe, adică pe tine te-a ajutat treaba asta cu facultatea? Eu să știi că dacă aș alege încă o dată, tot asta aș alege. Da? Știi, te-a ajutat să-ți pui ordinea, în ordine acolo niște informații și când ieși din facultate, când ți se dă fabulosul șut în funde, unde toată lumea te ține așa, da. Îți deschide ușa și se închide ușa în spatele tău, da, și te trezești că ieși într-un câmp de luptă, dar... Mă rog, eu am fost privilegiată din punctul ăsta de vedere. Dar da, nu toți sunt și i-am spus la ce să se aștepte. Sunt momente în care nu ai proiecte, momente în care ești aproape de depresie, dar, mă rog, nu e cazul la mine, n-a fost cazul niciodată, chiar dacă n-am avut, că și eu am avut pauze în care nu am avut proiecte, dar eu sunt foarte optimistă
și mi-am găsit, m-am refugiat în cursuri de actorie pentru copii, în multe alte chestii, știi? Voci la desene animate. Mm-hmm. Totuși, când... ca să continui da, partea asta. Da, 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 dar sunt momente, adică aș fi acum, azi, mă, nu pot să-mi mint copilul și să zic, da, mamă, fă-te actriță, că o să ai proiecte, Doamne ajută! N-ai de unde să știi, fiecare e cu drumul lui. Când ai zis de asta cu UNATC-ul și cu cât se închid duș și așa și imaginația mea plastică l-a văzut pe Păcală, care umbla cu ușa în spate. Ușa în spate, da, adică da, da. Făcut nu, da, chiar așa e, știi, cât ești în facultate, da, exact, a făcut și el. Când ești în facultate, da, toată lumea te protejează, îți dau sfaturi, te ajută, mamă, ce bun ești, ai fost minunat în piesa cu tare, ai făcut un rol după remarcabil. Care, cri. După care, da, stai seama, ei și iau mâna de pe tine, că asta e, așa e cursul, da, da, trebuie da, să da, mergi da. Mai departe și să ieși în junglă. Zboară, puiule, zboară. Da. Știu, de... știu că tu ai avut și o, ai avut și o apariție într-un serial, Narcisa Sălbatică, da, la un moment dat. Da, 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 da. Vreo 20 de episoade, parcă. Da, am mai făcut și la lecții de viață și la mai multe. Da, acum de n-ai mai nu s-a mai întâmplat sau nu, nici nu ți-ai dorit serial? Nu că nu mi-am dorit, nu s-a mai întâmplat. Da, nu s-a mai întâmplat. Ba da, îmi doresc, dar... Aviz amatorilor. De niciun, da, de casting. Apare în clipuri, la Țapinarii, în Trompeta. Da, da, a fost simpatică filmat, chestia că la că... fiecare și-a filmat la el acasă. Da, nu? Da, da, au trimis un mesaj și a zis, uite, facem chestia asta, ai vrea să te bagi, să ne ajuți? Mi s-a părut haios. Am mai făcut. Acum o să apărem și la Feli în videoclip, pentru că odată cu lansarea filmului o să lansăm și o piesă a lui Nosfe, Dumnezeu să-l odihnească, cu Feli. Da, uite, de Nosfe am uitat să o piesă care apare, da, exact, un băiat deosebit. Și care a făcut un rol foarte, foarte simpatic, deși mulți ziceau că a, normal, că nu e de meserie, că nu trebuia să-l... Tocmai asta era farmecul. Da, da, dar nu zici, adică e incredibil, exact ce a trebuit foarte să fie. Foarte haios a fost. Cum ați ajuns la el? Că dacă tot am ajuns la... Cum ați ajuns să... Știi cum am ajuns? Eram un... Avem un prieten, Vladon, care a lucrat la HaHa Production și pe partea asta cu muzica am lucrat la un moment dat împreună cu el și i-am promis că atunci când o să facem film te luăm un film și el e tatuat, a zis gata, hai, facem acum în Visul, faci parte din echipa Visul. Și venind la noi să purtăm discuție ce, unde, cum filmăm, zice, mă, dar l-am și pe fratele Nosfe, nu vrei să așa, ne-a arătat poze cu Nosfe, o, bun, că era și el poza în băiatul rău, deși era o minune de om. E minunat, deci gata, hai, venim să-l cunoaștem. Am mers la el în studio și, deci a fost dragoste la prima vedere între Cătă și Nosfe. Deci a fost absolut minunat, a dat o citire de text, dar a fost perfectă, mai are Cătă, cred, filmări de atunci. Foarte fain. Deci el era rolul lui. Fără dar și poate. Dar el își dorea să urmeze partea asta de film sau pur și el simplu mai jucase la Iura, am impresia, în Legații. Deci cocheta cu ideea asta de film. Da, da, da. A avut, acolo a apărut și ăsta practic era, da, ăsta e rol, e rol cu carne. Da, da. Acolo era ceva cu gașca. Da, da, era în gașcă, da, da, da. Dar aici chiar a fost, a fost incredibil. Era atât de serios și atât de... Nu întârzia niciodată, știa textul, niciodată nu s-a făcut, nu știu, a greșit Nosfe textul sau nu. Incredibil a fost. Noi să te întrebăm mult mai multe chestii despre Visul, pentru că îi lăsăm onoarea lui Cătălin. Evident. În rol de regizor, da, adică da, pe da, el da, să-l da, tragem da, la răspundere da, da, pentru da, da, ce da. Nu ne-a plăcut. E ceva ce nu ne-a plăcut la Visul? Nu cred. Nimic, plăcut. Chiar și durata e foarte bine și e înțeleg durata, că mai vrea da. Să fac daie din el și nu, ar fi bine să nu. Nu, pentru nu, am zis că n-a tăiat. Bun, deci perfect, e bine. Da, ne-a zis Mitos. Da, pentru că nu simți, efectiv. Au fost întrebați mai mulți oameni. Două ore jumate, trebuie să spunem care film, dar nu simți. Două ore și un sfert. Două ore și un sfert, da. Două curge sfert. Foarte, foarte două ore bine. Și un sfert, dar nu simți nicio secundă. Ce e mai un scurt haos. Decât te filmului ține... Scorsese, deci puteți te să te ține mergi. Bine de tot în priză. Sau decât Napoleonul Ridley Scott, pentru că am nu, iar în momentul în care începe practic acțiunea filmului în pușcărie, tot haosul ăsta creat da, de fiecare da, personaj, da, așa da, nu-ți da, mai dai seama când trece timpul. Mereu se întâmplă câte ceva funny. Da, pentru că fiecare personaj își pune amprenta... Bine editat. Mi-aș fi dorit așa să, cel puțin, noi l-am văzut la TIFF, la cinema Florin Piersic. Așa, da. La premiera, practic, a fost premiera mondială acolo. Și am avut așa sentimentul că mi-aș fi dorit să nu se termine, pentru că mi-au să fost atât mai, de dragi personajele. Mai fost care... Încât aș fi vrut să mai rămân în prezența lor puțin timp. Da, a fost foarte bine primit.
de cei care l-au văzut până acum. Da. Și na, sperăm să meargă lumea în primele două săptămâni, că e super important în cinematograf să vadă, să-l vadă. Merge să-l vedeți, este foarte important ca în primul weekend să fie văzut, pentru că la un film românesc e foarte important primul weekend, după aceea cinematografele încep să-l mai scoată din program. La fel cum face YouTube-ul cu podcasturile. Exact. Dacă merge lumea atunci în primul weekend... Da, e o să fie important. Adică practic trebuie să le spunem oamenilor să îndemnăm, să meargă, să le îndeplinească oamenilor ăstora visul. Da, exact. Să devină un vis. Și nu o să vă pară rău, nu chiar o să ne pară rău. Și noi care suntem cârcotași... Pentru că te regăsești că... cumva în filmul ăsta. Noi suntem cârcotași, da. Mai mult el... Bine, mai mult cu Cristi Puiu, cu ăștia mai în vârstă, nu, cu ăștia tineri suntem... Bine, Cristi Puiu n-a făcut comedie încă. Și nici n-a venit la podcast. Încă. Cine știe. Poate vine cu o comedie. L-am întrebat și pe Mircescu și o să te întreb și pe tine că faci parte din același cast. Dacă a existat un moment în viața ta profesională când ai simțit că s-a spulberat visul și că ar fi bine să faci altceva sau poate ar fi bine. Eu n-am avut chestia asta. Deși am avut multe momente în care nu aveam proiecte, niciodată nu m-am gândit. Și dacă ar fi să aleg acum să mă pui să fac facultatea, tot asta aș face. Adică eu asta știu. Eu știu să joc, să cânt și să dansez. Eu nu știu altceva. Asta îmi place cel mai ca mult. Ca ursul, da. Da, eu asta fac, joc, cânt și dansez. Ce să mai... Da, asta... Nu, n-am avut momente... Nu stai seama, te mai ia așa supărarea. Că uite, mi-ar plăcea să fac nu știu ce. Uite, n-am luat nu știu ce casting, că se mai întâmplă și asta. Dar te duci. Da, mă duc, da. Adică da. Afli de ele. Nu de, nu de mult, stai liniștit, că nu sunt călare pe castinguri non-stop. Când aflu, ce aflu? Destul de răruț, dar mă duc. Da. Adică încă mai e treaba aia cu te sunăm noi dacă din facultate. Te mai sunăm noi, dacă e. Dacă e, da. Felicitări pentru visul. Mulțumim. Sperăm să fie un film cu plămâni foarte mari, să ajungă până departe. Doamne ajută. Da. Îți las onoarea ca de obicei, să ai ultima întrebare, ultima pentru întrebare. Că așa... Tot insist pe această întrebare. Există vreo întrebare care ți-ai fi dorit să o adreseze cineva de-a lungul carierei și nu ți-a adresat-o până acum? Și răspunsul aferent. Nu. Bun, asta fi și răspunsul. Nu, pentru că eu sunt foarte... N-am, sunt direct, o povestesc, adică n-am... Când am era glumit pe ideea voi... dacă e ceva ce vrei să știe lumea și nu știe și nu te-a întrebat niciodată. Nu, eu asta sunt. Nu încerc să par ceva ce nu... Să afișez o imagine, cum că eu, soția lui Cătălin Saizescu și actrița Juliana Saizescu. Și nu, Nora nu lui. Și Nora lui Geo Saizescu și fata lui mama și lui tata și fina, fina Magdei Catone. Tatăl dirijor. Da, tatăl dirijor, câte da. Câte calități. Da, exact. Fica dirijorului George Paraschivescu. Tata dirija două coruri, îți dai seama. Da? Nu e de aici de acolo. Păi da, păi în Pitești eram. Acu e fata. Ai fost și tu la Curul Gaudeamu. Acu e fata. Acu e fata. Acu e fata. Păi a lui George Paraschivescu. Da. A lui cine e fata? Da. Lui George Paraschivescu. Deci iată da? Câte calități, Zac, în tine și trebuie exploatate. Da. Da, 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 avem. Am resurse. Față de alții? Dacă îi întreb cine-s părinții? Da, nu de asta. Știi a cui sunt? Nu de asta, că eu cred, știi, eu cred că e loc pentru toată lumea. Noi suntem așa de mulți actori și oricum, și atât în de general, puține roluri. Da, da, deci, atât de puține proiecte de și nu, nu, chiar nu. Nu, sunt foarte mulți. Am foarte mulți colegi talentați și oameni mișto. Știm că îi vedem de fiecare dată, stau pe scaunul la unde stai și tu. Da, da. Eu cred că fiecărui actor îi vine momentul respectiv. Așa poate că și nu eu. A venit. Mă uitam la prietenul nostru Bogdan Farcaș. Iată, după ce a fost la noi în podcast și a apărut poate în și filmul, din cauza asta. Din cauza asta, că, clar. A apărut în Neidentificat, da? A apărut în Neidentificat și după aceea, iată, a jucat în serial și alte filme, în Clanul, este cine foarte știe? Important. Cine știe, da, da, da. Așa că nu se știe niciodată. Sigur mai, că da, da. Are tata o vorbă, speranța moare ultima. Da, exact. Da. E ce asta, important e să visăm, să ne jucăm, să cântăm, să dansăm, să... Și, să și așa viața cinema. Asta e cum e, da. Păi, da. Și să mergem la cinema, musai. Să vedem visul. Da, pentru că uite câte probleme sunt în jurul nostru, că te iei cu mâinile de păr numai când auzi câte probleme au oamenii și atunci, pe cât se poate... Să uităm de ele în sala de cinema. Să uităm de ele în sala de cinema. Ca să dăm greutate și muncii voastre. Da. Să arătăm că și ea contează. Da, exact. Chiar mai mult decât ne-am exact. Lăsat. Să sprijine lumea filmul românesc, că uite, a început să se facă și sunt filme bune. Se dețelenească. Exact, se dețelenește. Și chiar e păcat.
că avem ce arăta. Mă bucur că ai acceptat invitația noastră. Sper să ne mai vedem și cu alte ocazii. Mare cu siguranță drag. O să ne vedem la filme în continuare. Și noi ce putem mergem spune? Mai departe. Să mergem voi mai departe. Voi mergeți înainte. Nostru, mergeți înainte că faceți bine ce faceți. Mulțumim. Doamne mulțumim, ajută. Mulțumim și pentru cadouri. E prima da, care, dacă se uită și alți drag. Colegi actori, nu mai veniți cu mâna goală la podcast acum asta de că, da, eu sunt doamna cadou. Glumesc, mulțumim. Chiar apreciem. Cadouri da. Foarte frumoase. Ne vedem vinerea viitoare. Așa, vinerea viitoare. Invitat. Alte povești interesante filmice și nu numai. Iată. Până atunci nu uitați like, share, ca în canalele noastre de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, vă stau la dispoziție. Vă rugăm să dați un share, ajută mai mult decât. Doamne ajută. Să ne îndeplinim visul. Doamne ajută. Și mergeți ajută. La filme, vedeți numai filme bune. Pe săptămâna viitoare, pa. Bye bye. Pa. Aproape născut pe platoul de filmare, iei microbul. Mă fascina faptul că o echipă întreagă era la mâna lui tata. De aici mi s-a și trezit acest interes pentru cinema. Pentru mine, cinema este fix un drog. Clar, îți creează o dependență. Nu iau droguri, dar fac cinema. Cred că în momentul ăsta, steaua filmului românesc e pe cer, începe să fie vizibilă, adică încep să se risipească norii. Una este când urmărești o poveste de-a ta, cu vorbele tale, în limba română, cu oameni și situații pe care le simți și sunt ale tale. Sunt niște personaje pe care ei poate le agrează, sunt apropiați de ei și vreau să-i fac să și râdă, dar vreau să-i fac să și gândească la anumite teme care sunt destul de grele, dar nu le putem introduce decât prin comedie. Cam asta a fost și pariul meu.